Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit o pizza de casă dietetică cu aluat pufos de pizza cu făină integrală, fără dospire sau aluat de pizza lichid, gata în doar un minut. Vă prezint ingredientele necesare. Pentru acest aluat de pizza vom avea nevoie de 250 ml de apă ținută la temperatura camerei. În cazul în care aveți foarte frig în bucătărie, încălziți apa timp de câteva secunde în cuptorul cu microunde. Voi adăuga apa într-un bol. Peste apă voi adăuga o lingură de ulei de măsline. Puteți adăuga și ulei normal. O lingură cu vârf de sare. Cum eu doresc ca această pizza să fie aptă și pentru persoanele ce au diabet sau orice tip de gastrită, eu nu voi adăuga zahăr. Voi adăuga o linguriță cu vârf de miere. Dumneavoastră puteți înlocui mierea cu zahăr normal. Voi amesteca până ce toată mierea se va dizolva. Nu avem nevoie de tel, nu avem nevoie de robotul de bucătărie. Pentru mine personal, acest aluat de pizza este cel mai simplu aluat și cel mai ușor de făcut. Nu avem nevoie de dospire sau de frământare la acest aluat de pizza. Mierea și sarea s-au dizolvat. Voi adăuga 250 de grame de făină integrală. Făina ce o folosesc conține 11 grame de proteine pe kilogramul de făină. Voi amesteca puțin. După ce am amestecat puțin, voi adăuga un pliculeț de drojdie uscată. Voi amesteca drojdia uscată cu această compoziție, apoi voi amesteca toată făina cu restul de compoziție. După ce am amestecat toate ingredientele, voi adăuga o lingură mare de lapte fără grăsimi și fără lactoză. 20 de ml de lapte este suficient. Și voi amesteca foarte bine. Amestecăm timp de câteva secunde. Și aceasta trebuie să fie consistența aluatului de pizza lichid ce o veți obține după ce ați amestecat toate ingredientele. Ați văzut, foarte simplu, foarte rapid, a durat doar un minut să amestec toate ingredientele. Și fără să o lăsăm să dospească, o vom adăuga în forma în care dorim să facem această pizza cu aluat de pizza lichid. Eu folosesc o formă ce are ca diametru 27 de cm și 3 cm adâncime. Voi unge foarte bine forma cu ulei alimentar, inclusiv marginile formei. Voi presăra puțină făină în tavă și voi adăuga tot aluatul de pizza ce l-am obținut. Acest aluat, așa cum v-am spus, este apt și pentru persoanele ce au diabet sau orice tip de gastrită. Dacă doriți ca pizza dumneavoastră să aibă un aluat mai gros, veți adăuga acest aluat într-o formă mai mică sau veți dubla cantitățile ingredientelor ce vi le-am prezentat în această rețetă. Vom întinde foarte bine aluatul. Cum este o rețetă de pizza rapidă, încălziți cuptorul la o temperatură de 200 de grade înainte să vă apucați de a face această pizza. Țin ulei de măsline, voi adăuga puțin turmeric. Din acest moment, fiecare va adăuga peste acest aluat de pizza ce dorește. Voi adăuga puțin praf de ceapă, puțin busuioc uscat, puțin oregano, puțină pastă de roșii, puține măsline umplute cu ancioa și o conservă mică de ton în sos de roșii. Peste care voi adăuga cașcaval ras fără lactoză. Și o voi introduce în cuptorul preîncălzit la o temperatură de 220 de grade timp de 10 sau 15 minute. Fiecare va lăsa pizza în cuptor până ce va obține consistența ce o dorește la acest blat rapid de pizza. În momentul în care pizza este gata, voi continua cu rețeta. Cum am cuptor electric, am lăsat să funcționeze ambele rezistențe la o temperatură de 220 de grade, iar grătarul cuptorului l-am adăugat pe primul rând din partea de jos a cuptorului. Am scos pizza din cuptor, eu am lăsat-o în cuptor timp de 15 minute. Așa cum v-am explicat, dumneavoastră o veți lăsa cât doriți. Voi adăuga pizza pe un platou. Deși am folosit făină integrală, avem un aluat foarte pufos.
aluatul este foarte bine copt. Dacă doriți să aveți un blat de pizza mult mai crocant, o veți lăsa timp de 20 de minute la copt. Încă este fierbinte, voi rupe pentru a vă arăta cât de pufos este aluatul. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.